ei au parte de bani, caii au parte de relații mai bune, au parte de a pune lucrurile la punct în anumite situații de viață și de a stabili noi contacte chiar foarte promițătoare. De asemenea, cei care o duc destul de bine sunt nativii cocoși, da? Și, de asemenea, nativii șobolani au o zi bunicică. Iată că tigrii nu au ziua cea mai bună, pentru că au o stea 7 a zilei, care, iată, le aduce posibile pierderi, cheltuieli mai mari decât trebuiau sau decât și-au propus, care pot să ducă la alte cheltuieli la rândul lor. Bivolii trebuie să aibă foarte mare grijă unde își așează obiectele personale și pe unde își parchează mașinile, pentru că pot să se aștepte la surprize neplăcute. Da? Iar spuneam despre oi, că sunt destul de bine aspectați din punct de vedere al carierei, au stea 1A succesului în carieră, în jobul lor. Sigur, tigrul nu-i ajută întrucâtva, dar oricum au această stea benefică. În schimb, maimuțele care împartă această stea de succes cu oile, fiind în zi de tigru, nu prea pot să facă uz așa cum ar vrea ei, nu pot să beneficieze la maximum de această stea foarte bună. Un obstacol poate să apară dintr-o parte sau cealaltă, fie de la colegii de serviciu, fie de la un șef mai cu surgiu, poate chiar de la un subaltern care poate să trădeze sau să încerce o trădare sau o pârâre, să spunem, a nativului maimuță. Încercați să nu vă puneți de-a curmezișul deciziilor care să luate, cel puțin în zilele acelea, la locul dumneavoastră de muncă. Iar dacă sunteți șefi, fiți mai îngăduitori cu subalternii dacă sunteți nativ maimuță. Suntem deja la ziua de miercuri, continuăm. Am spus despre cocoș ca o zi bună, o zi de promisiuni și de noroc divin, da, o steaua 6. Totuși, fiind atât de prost aspectați anul acesta și luna asta mai ales este steaua 5 pe lună, în această lună de oaie, avem de-a face cu o stea care uneori poate să ne joace feste, da? Deci au o stea 3 a certurilor anuală, cu o stea 5 lunară și acum această stea 6, care totuși e o stea de metal. Vine pe o zodie de metal, da? Și poate să le dea mici accidentuțe. Accidente cu obiecte de metal, poți să se tai la un deget, să sperăm că nu se întâmplă, dar este bine să vă protejați și din nou vă recomand activatorul norocului ceresc. Este o amuletă foarte bună pentru cei care vor să se protejeze în general. Nativii câine, iată că deși este o zi de tigru, au o stea 5, nu e ziua lor cea mai bună, ba s-ar putea să facă niște judecăți foarte proaste raportate la unii oameni și chiar să le o spună în față, pentru că tigru întotdeauna îi face mai justițiar și calul îi face mai justițiar pe nativii câine. Eu vă recomand, pentru a avea putere de decizie mai bună, dubla dorje, care vă dă și putere interioară și protecție în același timp, și tara verde, mai ales pentru doamne și domnișoare. Tara verde este protectorul femeilor, se știe, protectoarea femeilor pentru depășirea obstacolelor. Iată o altă reprezentare a tarei verzi, v-am mai arătat-o și în emisiunea trecută, sunt mai multe aspecte. Iar pentru nativii câine, care se știu cu oarecare probleme de sănătate, care, atenție, când există o stea 5 a zilei, pot să se accentueze problemele de sănătate, iată și oglinda tarei albastre, foarte frumoasă. Există și o oglinda lui Medicine Buddha, vreau să vă spun, să vă prezint data viitoare un alt remediu pentru sănătate. Și tara albastră ne protejează și de obstacole, dar și de probleme de sănătate, deci obstacole care vin pe sănătatea noastră. Da, există un ritual de învârtire a acestei oglinzi la 180 de grade. Stânga-dreapta există și o mantră, mantra tarei albastre, bineînțeles, pe spate. Mistrețul, într-o zi de tigru, o duce ceva mai bine decât câinele, cu toate că amândoi sunt fie aliat, fie prieten secret cu tigrul, dar toți steaua 5 o au, totuși tigru pe amândoi îi ajută întrucâtva și trebuie să fie foarte grijulit cu aspectul sănătate, dat fiind faptul că atât câinii cât și mistreții, cum am spus, au steaua 2 a bolilor anuală. Aceea poate să scoată capul atunci când mai vine o stea 5 a zilei sau a lunii pe sectorul lor. Nativul șobolan, spuneam, conduce destul de bine, are o stea de multiplicare și iată, poate în sfârșit să scoată bani, să negocieze cu succes, să fie cumva mai auzit și mai ascultat. Deci, o zi bunicică, da? Cu mai multă răbdare le recomandăm tigrul, uneori îi agasează și îi obosește.
Iar la nativii tigru, vă spuneam, și la nativii bivol, mare grijă la cheltuieli. Am ajuns la ziua de joi, 27 iulie, o zi de iepure, sub elementul lemn-in, deci un lemn-in pe un lemn-in, cu un loșo al zilei 3. Pentru nativul iepure este o zi absolut genială, minunată. Cea mai bună zi din săptămână, sub toate aspectele, deci când spun toate aspectele, înseamnă că și de la sănătate până la relații o duc bine, o stea de succes. Pentru nativul dragon și șarpe, nativii dragon și șarpe, o zi destul de slabă, nu-i ajută nici zodia, dar nu-i ajută steaua, în primul rând, este o stea de boală, care, atenție, poate să aducă și îmbolnăviri de relații. Pentru nativul cal este o zi de penalizare și cu o stea 7 de pierderi materiale și agresivitate posibil fizică. Deci, atenție, cei care vă știți mai irascibili, mai impulsivi, mai ca acționați cumva sub impulsul emoțiilor, mare grijă, pentru că vă spun, sunteți cumva o amenințare pentru anumiți oameni care chiar se tem de dumneavoastră, dar nu este un lucru extraordinar asta. Da? Deci, atenție mare, abțineți-vă și nu săriți cu gura pe ei sau cu un pumn sau cu o palmă sau cu o injurie. Ar fi bine dacă se poate să vă abțineți, mai ales în trafic aveți grijă. Iar în nativii oaie, în sfârșit, o zi bună, ziua de joi, o zi de iepure și cu o stea benefică la bază 9, cu toate că acest 9 vine și le cam multiplică 9-le lor și cu 7-le lor anual. Deci, mare grijă la aspectul sănătate din punct de vedere al inimii și al circulației arteriale pentru nativii oaie și trebuie să ia lucrurile așa cum vin și să le lasă puțin să intre în matca lor. Deci nu trebuie să se impacienteze că poate lucrurile nu curg așa cum ar fi vrut ei încă de la începutul zilei. Da? Vă trebuie puțin mai multă răbdare. Pentru nativii maimuță e o zi nu atât de reușită ca pentru nativii oaie, pentru că iepurele nu-i ajută cam în niciun fel și acest nouă vine sub aspectul acesta al faptului că nu e o zodie ajutătoare, vine și le multiplică mai mult acel 7 anual care, atenție, le aduce pierderi materiale. Pentru nativii cocoș, cea mai proastă zi, poate chiar din lună, atenție, este zi de iepure cu stea 5, deci din toate punctele de vedere mare grijă, protecție maximă pe toate aspectele. Pentru nativii câine este o zi bună din punct de vedere al dragostei, în primul rând dragoste, dragoste și iar dragoste și relații bune. Iepurele, prietenul secret, este și zodia lor de dragoste și este și o stea de dragoste și de învățătură pe ei. La fel pentru mistreț sau aproape la fel, iepurele este aliatul lor, că este zi de iepure, și cu o stea de beneficitate pe capitolul dragoste și dialog și comunicare. Nativul șobolan are o zi de pedeapsă, dar are o stea de prosperitate. Asta este partea foarte bună pentru ei. Pot să facă uz de ea la maximum și să nu se... Și lor le trebuie puțin mai multă răbdare pentru că este zi de iepure. Deci, ziua s-ar putea să înceapă mai prost, dar să știți că se drege după apusul soarelui în mod considerabil, mai precis după ora 4, că intervalul orar al lor mai prost este intervalul de cal și de oaie. Și deci, vă trebuie puțin mai multă răbdare. Orele bune sunt și cele de dragon și cele de șarpe și apoi după ora 5, după amiaza, este tot mai bine. Nativul bivol este într-o zi de iepure, dar iată o stea 6 a norocului divin și a inspirației și a lucrurilor bine făcute. Deci, în mod normal, este o zi bună. Iar pentru tigri, clar este o zi și cu dragoste, și cu înțelegere, și cu prosperitate. O zi care promite foarte, foarte mult, pentru că o stea de noroc divin este o zi de iepure. Iepurele este... ei împreună cu iepurele fac casa dezvoltării și a creșterii în plan personal, iar iepurele este și zodia lor de dragoste. Deci, avem de a face cu o zi benefică pentru joia viitoare, mă refer. O zi de iepure benefică pentru nativii bivol și tigru, în primul rând, pentru nativii șobolan chiar, pentru nativii câine și mistreții sunt primii beneficiați, de fapt, și întrucâtva și pentru nativii oaie, iată, o zi bună, mai multe puncte de vedere. Eu vă doresc o săptămână cât mai agreabilă și cu spor și cu sănătate și să ne vedem cu bine.